mergem înainte. Din start vreau să vin cu o notă informativă. Iată, câteva săptămâni în urmă s-au împlinit 6 luni din când a fost numit în funcție de director general. Vreau să vă informez că atmosfera în colectiv este una calmă, este una lucrativă, bazată pe respectarea cadrului legal. Sursa 1 funcționează cu toate 3 blocuri, sau altfel vorbind, toate 3 blocuri sunt funcționale, din care 2 acum sunt puse în lucru. Sursa 2 este retrasă în rezervă, este cald, nu avem sarcină pentru ea, este în stand-by, în așteptare. Dacă va fi nevoie, dacă va fi frig, noi o să conectăm. Vestul și sudul, centralele suburbane, lucrează într-un regim minimal, în așa fel ca să nu avem supraconsum și să asigurăm consumatorii cu energie termică. Acum ne mijlocit să trecem la subiectele care le-am anunțat. Deci vreau să aduc un pic de clarificări vis-a-vis de regimul termic, cum funcționează termoelectrica ca atare, cum se stabilește temperatura asta, în tur, temperatura prestabilită a agentului termic. Ca să fie lumii mai clar, care sunt provocările cu care noi ne confruntăm. În primul rând vreau să spun că rămân adeptul sistemelor centralizate. Eu consider că sistemele centralizate sunt, sau sistemul centralizat este cel mai efectiv și ecologic mod de a încălzi un oraș. Din simplu motiv că noi arderea o facem în locuri controlate, bine reglementate, în cea mai bună calitate. Deci asta este cert și indiscutabil. Plus la asta, furnizorul de energie termică are grijă de toți parametrii, în așa fel ca consumatorul să nu își facă grijă de careva echipamente care trebuie să le facă, la care trebuie să facă mentenanța în apartament sau în casă. Termoelectrica, ca furnizor, este strict reglementată din punct de vedere a calității. Deci noi avem un regulament. Deci se numește așa, regulamentul cu privire la indicatorii de calitate în serviciilor de distribuție, tralala, din 2017. Regulamentul dat foarte clar stabilește toți indicatorii de calitate care termoelectrica trebuie să-i respecte. Deci, prin urmare, să nu creadă cineva că termoelectrica este dispusă și poate, pur și simplu că vrea cineva să ridice sau să coboare temperatura așa, fără niciun motiv. Toate lucrurile sunt foarte clar expuse în regulamentul respectiv. Plus la asta, noi avem așa numit grafic de temperatură, care a fost încă în 2015 aprobat. El este un grafic bazat pe proiectele inițiale. Noi avem grafic respectiv la 95/55. Însă, temperatura asta maximală nu a fost atinsă niciodată. Deci, ca să vă spun pentru informare, în 2012, cea mai mare temperatură care a fost stabilită, T1, în tur, a fost 83 de grade. În sezonul ăsta, noi am avut cea mai mare temperatură, 73 de grade, când a fost afară, minus 9 grade Celsius. Nu avem noi niciun interes, pur și simplu să ridicăm temperatura de dragul temperaturii, pentru că creșterea temperaturii, asta înseamnă creșterea consumului de combustibil, plus la asta creșterea temperaturii, asta înseamnă creșterea pierderilor de energie termică în rețea. Deci temperatura noi o stabilim după un grafic de care am vorbit un pic mai sus, dar nici graficul ăsta la parametrii lui maximal noi nu-l atingem. Deci T1 este o temperatură care se reglementează sau se setează în fiecare zi în dependență de temperatura aerului exterior. Vreau să explic un moment care trebuie să fie clar consumatorul. Nici nu trebuie să știe consumatorul graficul de temperatură sau reglementările care le avem. Doar un lucru important ca să fie pe înțelesul omului de rând. Ce înseamnă faptul că noi am stabilit, de exemplu, astăzi 61 de grade pe tur. Termoelectrica are conectați la sacet 2845 de blocuri. Pentru toate 2845 de blocuri, noi avem aceeași temperatură. Dar haideți să înțelegem un lucru, că toate blocurile sunt foarte diferite. Deci noi avem și beton, avem piatră de calcar, avem cărămidă, plus la asta, cineva a izolat, cineva a schimbat geamurile, cineva nu a schimbat geamurile. Pentru toți este aceeași temperatură de 61 de grade. Deci nu poate termoelectrica să vină la fiecare bloc
și să schimbi temperatura, pentru că ea este unică în sistemul ăsta centralizat. Deci concluzia este una simplă. Fiecare bloc trebuie să-și gestioneze parametrii care îi are la bloc. Deci noi am venit cu agentul respectiv cu 61 de grade, gestionarul fond locativ este în drept și chiar este obligat să-și facă reglajul de debit la nivel de bloc, în așa fel ca consumul lui să fie unul rațional, să fie unul confortabil pentru locuitorii din blocul respectiv. Deci, noi avem câteva măsuri care poate să le facă gestionarul și noi chiar indicăm să facă lucrul ăsta. Atunci când afară este foarte cald, gestionarul, de exemplu, zilele astea au fost plus 15 grade, gestionarul este în drept, de exemplu, de la 9 dimineața până la 4 seara, sau o oră aleatorie care stabilesc locatarii, chiar să închidă furnizarea de agent termic. Noaptea revine, redeschide, în așa fel reia încălzirea blocului. Deci noi nu avem nicio problemă cu lucrul ăsta ca gestionarul blocului să-și regleze debitele ca să aibă un consum rațional. Ba mai mult, noi încurajăm acest lucru. Deci ăsta este primul pas, cel mai simplu, de primă necesitate care poate să facă gestionarul fond locativ când își reglează debitul de agent termic. Bineînțeles că celelalte măsuri care noi le discutăm și eu le-am anunțat în ieșirile anterioare, este vorba de modernizarea sistemelor interne, este vorba de izolarea termică a blocurilor, schimbarea geamurilor, ușilor, etc. Lucrurile astea ele trebuie făcute treptat, ele sunt, după părerea mea, obligatorii spre executare în timpul apropiat, mediu, 2, 3, 5, 10 ani, noi neapărat trebuie să modernizăm fondul locativ. Alt aspect care am vrut să-l povestesc, să-l redau, este vorba despre achiziții. Deci, termoelectrica este una din puținele întreprinderi din sector, dar chiar și din întreprinderile de stat, care este înregistrată și activează activ pe platforma de stat M-Tender. În primul rând, noi avem un program de achiziții care este publicat pe site-ul nostru, termoelectrica.media. Îndemn toți cei interesați să deschidă site-ul, să vadă programul ăsta de achiziții, să-l consulte. După care, deschideți platforma M-Tender, este o platformă de stat, găsiți compartimentul termoelectrica și toate achizițiile acolo sunt publicate. Eu îndemn pe calea asta ca toți cei, toate firmele care sunt potențial, care pot, doresc să vină, să participe cât mai activ. Deci noi putem spune că din momentul când ne-am înregistrat platforma asta în tender, ceva mai mult de 2 ani de zile, avem beneficii foarte mari. Am scăzut prețurile, sunt mai multe întreprinderi care participă și lucrul ăsta este foarte benefic. Plus la asta este transparent. Deci toate achizițiile termoelectrica le plasează pe site, pe platformă, îndemn pe calea asta toată lumea care este interesată încă o dată să vină, să participe ca să asigurăm o transparență, să asigurăm prețuri, o competitivitate mai bună. Astea au fost momentele principale care am vrut să le spun. Dacă sunt întrebări, poftim. Da, domnule director, Nadia Micuță, TVR Moldova. Vreau să vă întreb, ținând cont de precizările cu care ați venit astăzi, au fost sau de la începutul anului ați primit mai multe plângeri sau solicitări din partea cetățenilor, administratorilor de blocuri locative prin care solicită cumva să fie reglementată sau reglată temperatura? Noi am sesizat, noi suntem activi pe rețelele sociale și am sesizat mai multă lume care comentează, deci într-un fel sau altul, uitați-vă că e cald afară, de ce țineți temperatura atât de înaltă, haideți să faceți ceva, sau de atât așa am ieșit acum cu concretizările astea, ca lumea să înțeleagă, nu dorește Razlovan sau termoelectrica în sine pur și simplu să împingă energie termică, noi nu avem necesitatea asta. Însă dacă cineva a modificat, de exemplu, cândva sistemul intern, are mai multe calorifere acum instalate decât proiectul, bineînțeles că el o să fie foarte cald și el va sta cu geamurile deschise. Dar la etajul 1, de exemplu, cineva poate să înghețe dacă temperatura nu este conformă. De asta eu și spun că blocurile noastre acum sunt foarte neomogene din punct de vedere a distribuției energiei termice, cum își pierde energia asta termică. Cineva se încălzește mai mult, cineva mai puțin,
Și vrem să fim corect înțeleși că noi venim cu aceeași temperatură în întreg sistem. Și este de datorie gestionarului fondul locativ să fie cât mai aproape de consumator. Dacă este cazul, noi consultăm cum este corect să-și facă reglajul de debit la nivel de bloc. Dar ați avut și solicitări privind recalcularea facturilor în cazul în care oamenii s-au arătat deranjați cumva sau indignați de suma venită în factură? Da, asta este altă temă care acum noi n-am abordat-o, dar dacă m-ați întrebat pot să vă spun că nu este niciun secret, dar într-adevăr au fost multe petiții vis-a-vis de concretizarea cifrelor care s-au regăsit în facturi. Aici noi ne referim mai mult la apartamentele debranșate, că de fapt însăși tema respectivă ea nu ține nemijlocit de direct de termoelectrica ca furnizor, pentru că aici noi vorbim de metodologia de repartizare a consumului între apartamente într-un bloc. Dacă, de exemplu, la un apartament debranșat s-a calculat mai mult, asta înseamnă că la cineva care este conectat s-a calculat mai puțin. Deci noi vorbim de o unitate de energie care a intrat în blocul respectiv și cum se distribuie acolo. Alt lucru a fost că apartamentele debranșate, noi la multe din ele nu am văzut consumul de energie alternativ și pe parcurs la o lună și ceva, într-un lucru comun cu furnizorii, cum ar fi Moldova Gaz și Premier Energy, noi am determinat unde sunt consumuri alternative și bineînțeles că acolo noi facem recalcul. Deci la solicitarea consumatorilor. Da, petiții sunt, cu fiecare petiție se lucrează, unde este cazul, noi facem recalcul. Asta este indiscutabil. Dar ținem cont de temperaturile de afară, dacă la fel vor fi creșterea, ar putea dumneavoastră vedeți o micșorare a tarifului sau în timp apropiat? Tariful a fost micșorat. Știți că de la începutul anului noi avem deja alt tarif. Asta a fost un efort comun, un efort bine susținut de APP, de Ministerul Energiei, de ANR. Tuturor colegilor le mulțumesc foarte mult. Deci noi avem acum un tarif echilibrat. Facturile acum care vor veni o să reflecte lucrul ăsta, că tariful este mai mic. Dar atunci când este mai cald, noi diminuând debitele și temperatura, diminuăm însăși cantitatea de energie termică livrată. Deci nu vorbim de diminuarea tarifului, cât vorbim de cantitatea de energie care s-a consumat. Prin urmare, dacă ea o să fie mai mică, evident și facturile vor fi mai mici. Alte întrebări? O zi bună, mersi mult!